Bun găsit, dragi prieteni, până când să pregătim și noi Coranul pe masă. Vedeți că deocamdată suntem cu dinaintea goală. Așteptăm zilele următoare ca să putem să tragem concluzii. O să venim, sigur, și cu raportul luni, 26 decembrie. Dar să știți că până atunci nemulțumirea este mare. Nici nu știu cum o să digere oamenii ăștia aceste zile prelungite. Unul dintre ei, și trebuie să și deschidem astăzi emisiunea cu el, unul dintre mari nemulțumiți ai momentului, Nea Gigi, pulverizat astăzi de Neando, ateu de Neando, i-a trasul lui Becali astăzi, înainte de Crăciun, Dinamo Steaua 4-1 în semifinala tura Cupei Ligii. E bine, Gigi mai avea o problemă, acum o să mai aibă și cu Reghecamp, că nici ăsta nu e nume românesc. Dar, în orice caz, l-a somat pe președintele Iohannis, l-a făcut albie de porci pe șeful PSD-ului Liviu Dragnea, că nouă ne trebuie femeie musulmană la conducere, uitând că, de fapt, nici șeful statului nu este ortodox. Vreți femeie musulmană prim-ministru? A întrebat Gigi. Voi de capul nostru! Bă, duceți Coranul în biserica țării! A răgnit Gigi. Credeți că ne mai rabdă Dumnezeu așa de mult? Suntem prima țară din lume care pune o femeie musulmană ca premier. Noi ne-am găsit mai democrați și dăm lecții de democrație. Pe care s-a corectat un pic și a revenit, spunând nimeni din toată Europa nu mai are prim-ministru musulman. Râde toată Europa de noi. Are Londra, Nea Gigi. Cine o să ne dea înțelepciunea? Mahomed? Dumnezeu vă dă de pământ cu Dragnea și cu toată această batjocură de la noi din țară. N-am nimic cu musulmanii, dar nu pot să uit de țara mea. Peste 4 ani îmi fac partid, ne amenință Gigi Becali. O să vedeți voi, nu o să rămână țara asta cu oameni atei, fără niciun Dumnezeu. Ce o să facem? O să citim Coranul la guvern. Dragnea a făcut o greșeală mare. Când Dumnezeu îi va da palme, se va ridica greu. Nu te joci cu neam întreg ortodox să aduci o femeie musulmană să conducă. Ia hai să-l schimbăm pe Dragnea. Să nu mai pună el femeie musulmană la conducere. Ce noroc a avut Liviu Dragnea când era antrenorul Stelei. Atenție, îl dădea Gigi afară cu șut. Dacă președintele Iohannis nu va accepta, sau dacă președintele Iohannis va accepta, îmi va place de el. A spus Becali, fost candidat la președinție, vă reamintesc, în 2004, când a strâns 1,77% din voturi. N-a putut mai mult atunci, dar va putea peste 4 ani. Când își va face partid, mi-a dat seama că lucrurile vor reveni. Ca altă dată, când vom avea, iată, în sfârșit, ocazia să votăm cu cineva. Nu va mai putea să spună românul, bă, m-am dus degeaba la vot, că n-aveam cu cine să votez. M-am tot învârtit pe acolo, până m-am împăturit buletinul, n-am pus ștampila pe nimeni. Să vă întoarce, Gigi, poate cine este? Este și Dan Diaconescu de la pușcărie până atunci, că am înțeles că vrea soția sa să facă un apel către Sfântul Președinte, un apel pentru grațierea lui Nea Dan, că o duce greu în pușcărie și deși nu e închis nici de 2 ani Diaconescu. În fine,